Informația momentului, doamnelor și domnilor, Bucureștiul sare de rata de incidență a infectărilor cu COVID de 4. Iată, sunt date venite în ultimă, în urmă cu foarte puțin moment, datele complete, însă și buletinul complet la ora 13. Așadar, privind și numărul cazurilor înregistrate în 24 de ore, era de așteptat în contextul în care specialiștii din sănătate spuneau că în această săptămână numărul cazurilor înregistrate va fi unul din ce în ce mai mare și am observat. Văd că s-a întâmplat asta de-a lungul zilelor care au trecut și la fel s-a întâmplat și cu rata de incidență în ceea ce privește capitala, care s-a aflat ultima dată la o rată de incidență de peste 3 cazuri la 1000 de locuitori pe 23 noiembrie, atunci când se înregistra un nivel de 3,04%. Acum am depășit deja rata de 4 la 1000 de locuitori. Putem de